Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpănu, vom vorbi despre limita de timp pentru formarea profesională. Ce obligații are o astfel de societate? Unui angajat este plătită formarea profesională pe o perioadă de 4 ani. Cursurile care se țin în altă țară reprezintă astfel cheltuieli pentru societatea angajatoare. Se precizează că există un act adițional la contractul individual de muncă încheiat între angajat și societate referitor la respectiva formare profesională. În consecință, vom stabili cu această ocazie dacă există o limită de timp pentru formarea profesională. Ce obligații are societatea în ceea ce privește deducerea cheltuielilor efectuate în plata cursurilor menționate? Iată răspunsul specialiștilor Portal Codul Muncii. Reglementând obligația angajatorului de a asigura formarea profesională a salariaților, articolul 194 alineatul 1 din Codul Muncii stabilește că angajatorii au obligația de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații după cum urmează. Cel puțin o dată la 2 ani, dacă au cel puțin 21 de salariați, cel puțin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariați. Alineatul 2 al articolului 196 stabilește că modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de muncă. Așadar, durata formării profesionale se stabilește de angajator și salariat prin actul adițional la contractul individual de muncă, codul muncii nestabilind limite în ceea ce privește această durată. În ceea ce privește deductibilitatea cheltuielilor cu formarea profesională a salariaților, în conformitate cu articolul 21 alineatul 2 litera H din codul fiscal, sunt cheltuieli deductibile, cheltuielile pentru formare și perfecționare profesională a personalului angajat. În completarea acestei prevederi, articolul 34 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 129/2000 privind formarea profesională a adulților cu modificările și completările ulterioare prevede că societățile comerciale, companiile și societățile naționale, unitățile cooperatiste, regiile autonome și alte instituții pot efectua cheltuieli pentru formare profesională a salariaților, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit. Articolul 4 alineatul 1 din aceeași ordonanță stabilește că formarea profesională a adulților cuprinde formarea profesională inițială și formarea profesională continuă, organizate prin alte forme decât cele specifice Sistemului Național de Învățământ. Totodată, articolul 192 alineatul 1 din Codul Muncii stabilește că formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale. Adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă, obținerea unei calificări profesionale, actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază, reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice, dobândirea unor cunoștințe avansate a unor metode și procedee moderne necesare pentru realizarea activităților profesionale, prevenirea riscului șomajului, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale. Din această perspectivă, apreciem că aceste cheltuieli cu formarea profesională organizată prin forme specifice Sistemului Național de Învățământ și care nu se încadrează în obiectivele stabilite la articolul 192 alineatul 1, cum este și cazul taxelor de facultate, nu se încadrează în categoria cheltuielilor prevăzute la articolul 21 alineatul 2 litera H din codul fiscal deductibile la determinarea profitului impozabil.